Secretarii, vă rog să numărați. Mai 24, uite, mai încomunați. 24 de voturi pentru. Împotrivă. Doamna în Comisia de Bugete și nu aveți loc la masă. 9 voturi împotrivă. Abțineri? 3 abțineri. Mulțumesc frumos, deci a trecut prima variantă. A doua, nu cred că mai are rost să o supun la vot. Da. Vă rog, domnul ministru. Domnule președinte, stimați colegi, în programul de guvernare care a fost aprobat în Parlament anul trecut, au fost câteva lucruri pe care le-am făcut și aș vrea să le menționez pentru că sunt foarte mândru că s-au rezolvat. În primul rând, ordonanța 114, care a fost, deși a trebuit să avem două încercări, până la urmă a fost ucisă prin ordonanță urgență, a fost eliminat split TVA, a fost eliminată supraimpozitarea contractelor de muncă part-time și, bineînțeles, eliminat supra accizei la carburanți. Deci câteva lucruri de care eu sunt mândru că am reușit să le facem în aceste 3 luni de mandat. Un alt lucru pe care l-am spus atunci a fost că vom discuta despre, în primul rând, despre rectificarea bugetară pentru 2019. Și aici, din acel moment și până astăzi, au fost tot fost discuții în spațiul public și am să profit această șansă, această situație, de a discuta despre rectificarea bugetară, despre ce s-a întâmplat atunci și cum au crescut cheltuielile. În primul rând, rectificarea bugetară pentru 2019 s-a bazat pe execuția bugetară la 10 luni. Știți foarte bine că execuția bugetară la 10 luni arăta un deficit bugetar de 2,8% din PIB, adică 28,83 de miliarde de lei, mai mare decât ținta pentru sfârșitul anului, de 2,76% din PIB. Veniturile bugetului general consolidat la 9 luni erau de 228 de miliarde, față de plan 92,4% din PIB, dar 92,4% comparativ cu planul, dar și aici este foarte important, față de veniturile estimate, erau mai mici cu 18,9 miliarde de lei, de sub programul estimat. De aici am preluat situația. Cu venituri mai mici față de programul estimat, de 18,9 miliarde de lei. În aceste condiții trebuia să facem rectificarea pentru 2019 și am tot auzit discuții despre cheltuiele, au crescut cheltuiele nejustificat. Păi, cine, și aici suntem între specialiști, știți foarte bine că nu puteau să fie vorba decât despre cheltuieli exigibile care trebuiau anulate sau care erau la scadență. Nu puteau să inventeze cheltuieli. Este un singur caz de cheltuială suplimentară, cazul Micula. Restul cheltuielilor erau cheltuieli care erau deja făcute, erau facturi pentru ele și ajungeau la scadență. Și aici să vă dau exemple la ceea ce am plătit în ultimele luni, ani, anului. 2 miliarde de lei pentru plata până la finalul anului la dreptul de asistență socială, pensii, alocații... Domnul ministru, cred că o să primiți întrebări pe tema asta. Noi nu avem de-a face neapărat cu un bilanț. Avem de-a face cu un program viitor de guvernare, ce veți face în următorul pas. Ca să nu spun mandat, că nu știm exact dacă vi-l doriți. Deci aș vrea să povestiți programul care l-aveți, sau ce modificări aveți, la bilanț sigur să vor găsi la întrebări și nu are rost să... Domnul președinte, dacă îmi dați voie, programul, bugetul pentru 2020 depinde foarte mult de ceea ce s-a întâmplat în 2019. Sunt legate unul de altul. Execuția ce am plănuit pentru 2020 se bazează pe execuția anului 2019. Pentru că în programul de guvernare care a trecut în Parlament anul trecut, am spus foarte clar că ținta pentru 2020 este de un deficit de 3%. Nu am putut face acest lucru pentru că am avut această situație. Și arăt în strategia fiscal-bugetară de ce revenim sub 3% în 2022. Avem această situație, trebuia să primim plătim aceste facturi, de aceea deficitul anul trecut a crescut și a trebuit să facem un buget pentru 2020 cu un deficit mai mare de 3%. De aceea, acesta este rolul acestei prezentări. Ministru, nouă nu ne-ați dat ocazia să putem participăm și noi la bugetul pe 2020, asumându-vă răspunderea pe buget. Care sunt niște analize interne ale dumneavoastră, vă rog să vă prezentați ce doriți în continuare să faceți. Că asta ne interesează și, pe urmă, întrebările o să lămurească alte chestiuni. Da, și să vorbim ce dorim în continuare să facem. Păi bugetul pentru 2020, vorbim despre bugetul pentru 2020, spuneți că n-ați avut o șansă să îl discutăm, îl discutăm aici, pentru că este Comisia Buget Finanțe, sunt reunite între experți, discutăm despre bugetul pentru 2020.
deși ați avut amendamente la buget, nu au fost considerate. Deci o creștere economică de 4,1% pentru 2020 este o creștere economică făcută, știți foarte bine, de o comisie de prognoză care este independentă de Ministerul Finanțelor Publice, dar este o creștere economică care este în linie cu ceea ce vedem și la instituțiile internaționale, dar și la instituțiile private, dar și cum ar fi FMI sau Comisia Europeană. Chiar acum câteva zile o bancă comercială a anunțat că își va revizui în sus creșterea economică pentru 2020, deci am putea spune că este o creștere economică conservatoare. Filozofia în spatele bugetului pentru 2020 este puțin diferită, pentru că am alocat la investiții, și vrem să facem acest lucru, 50 de miliarde de lei, dar puțin diferit de ceea ce era până acum. Jumătate din bani sunt alocați din fonduri europene, jumătate de la buget. Vrem să schimbăm puțin această filozofie, vrem să ne asigurăm că tragem și fonduri europene prin acest exercițiu bugetar, nu doar bani de la buget. De ce sunt legate? Pentru că anul trecut, domnule președinte, stimați colegi, când am preluat acest mandat, cheltuielile cu investiții erau la 2,6% din PIB, exact unde fuseseră și în 2017 și în 2018. În ultimele două luni ale anului, și de aceea vă citeam acea listă, ați văzut unde s-au dus banii, în ultimele două luni ale anului am adus cheltuielile cu investiții la peste 4% din PIB, așa unde erau bugetate, plătind aceste facturi. De aceea s-a dus și deficitul mai mare. Deci pentru 2020 continuă informatizarea ANAF. Și aici nu trebuie să mai spun că ani de zile acest lucru nu s-a făcut. Știți foarte bine ce situații sunt astăzi în România și nu puteți să... asta nu este responsabilitatea mea, dar veți vedea îmbunătățiri. Deja a trecut ordonanța de urgență care permite ridicarea popririlor automat. Acest lucru nu a fost făcut până acum. Va începe în această lună. Deci este un lucru care se face acum. Ordine de plată electronic la Ministerul Finanțelor Publice se face acum. Acest lucru nu au fost făcute. Reorganizarea ANAF. Iarăși un lucru care nu a fost făcut până acum, dar s-a făcut deja până în aceste 3 luni de zile. Și aici aș vrea să vă dau câteva cifre. Reducerea numărului de vicepreședinți de la 4 la 3. Eliminarea statutului special al inspectorului antifraudă. Reconfigurarea Direcției Generale Antifraudă Fiscală, și aici iarăși trebuie să fim foarte clari și foarte transparenți, pentru că ANAF a încasat doar 100 milioane de lei, a cheltuit 700 de milioane de lei, iar soluțiile în dosare de cercetare au fost finalizate, sunt peste 70% din cazuri casate. De aceea antifraudă trebuia să fie reorganizată, pentru că rezultatele nu erau acelea care au promise de la început. Și mai multe lucruri. Despre, și am văzut iarăși în spațiul public, continuă în 2020, programul de împrumut. Nu? În fiecare an la începutul anului prezentăm strategia de împrumut. Acum știți foarte bine că strategia de administrare, și sunt două cu toate diferite. Una este strategia pentru împrumuturi și alta este strategia de administrare. Strategia de administrare a împrumuturilor a fost publicată anul trecut în august. După ce datele au venit la Ministerul Finanțelor în mai, a ajuns la BNR în iunie și a fost publicată în hotărâre de guvern în august. Anul acesta o vom publica în martie, strategia de administrare. Eu știu sigur că înțelegeți diferența între administrare și programul indicativ de împrumuturi, care deja a fost publicat. Și a fost publicat la începutul anului. Deci nu este niciun fel de surpriză. Știți foarte bine de ce, când ne împrumutăm și cât trebuie să ne împrumutăm. La începutul fiecarei luni, Ministerul Finanțelor Publice publică, prezintă informația referitor la necesarul de finanțare în acea lună. Dar pentru că am văzut iarăși discuții în spațiu public despre aceste împrumuturi, aș vrea să vă spun pe ce se duc aceste împrumuturi într-o lună. Pentru că iarăși trebuie să fim foarte transparenți. Să plătesc lunar de la buget. Cheltuieli de personal de aproximativ 9 miliarde de lei. Pensii și alte drepturi cu caracter social, indemnizații și ajutoare sociale de peste 10 miliarde de lei. Se asigură subvenție pentru agricultori în avans de 0,8 miliarde de lei. Cheltuieli cu medicamente, precum și alte cheltuieli de întreținere și funcționare de peste 4 miliarde de lei, asigurarea finanțării minim de finanțare a cheltuielilor de capital de aproximativ 2 miliarde de lei lunar. Acestea sunt cheltuielile pe care le facem lunar. Și referitor, și aș mai vrea să mai spun ceva, pentru că iarăși se referă la acest mandat și la mandatul viitor, vom continua acest lucru, referitor la dobânzi și la cât, cu cum ne împrumutăm. Maturitate reziduală 3,72 de ani, valoarea anunțată toată luna ianuarie, acum vorbim de luna ianuarie 2020 și continuă și în februarie și așa mai departe. Am anunțat valoarea de 500 milioane de lei, am
luat 605 milioane de lei la un randament mediu și foarte mare atenție, de 3,85. Piața în acel moment era 3,90-3,93. Deci am luat mai bine decât piața în momentul respectiv și am luat mai bine cu 0,27 basis points decât licitația anterioară la aceeași cadență. Mai departe, la maturitate de 11,7 ani, 600 milioane de lei, am luat din piață 718 milioane de lei, un randament mediu de 4,72, piața în acel moment era 4,75-4,82. Nu avem un termen de comparare pentru că la licitația trecută nu s-a adjudecat nimic. Iarăși 11,7 nu s-a făcut. La un an, 300 milioane de lei, am luat la 3,16 mediu, piața era 3,52. Deci, ce trebuie să înțelegeți? Piața este la un anumit randament, noi în timp real ne împrumutăm mai ieftin decât în piață. Asta înseamnă că ne ducem cu randamentul, forțăm randamentul în jos în fiecare zi. Acest lucru nu s-a făcut și nu am văzut să se făcut până acum de vreun ministru de finanțe în trecut. Deci, alegația că ne-am împrumutat mai scump nu are niciun sens când te împrumuți mai ieftin decât piața în momentul respectiv. Față de randamentul trecut, față de celălalt la 0,21. Toate aceste informații sunt publice. Toate aceste informații sunt publice pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice. Vom continua, domnule președinte, și în mandatul următor să facem acest lucru. Prin măsurile pe care le luăm, să avem încrederea investitorilor străini, ceea ce se vede în aceste randamente, să finalizăm reorganizarea NAF, care înseamnă mai mulți bani la buget. Țările care au introdus ceea ce vom finanța noi în acest an și nu s-a făcut în ultimii 2 ani de zile, să conectezi casele de marcat la ANAF. Un lucru simplu în 2020, dar nu s-a vrut să se facă, îl vom termina în acest an, plus acel fișier electronic care se cheamă SAFTE, în toate țările de noi au dus cel puțin 1% din PIB venituri în plus la buget. Și noi acest lucru vom continua și îl voi face în acest mandat. De ce nu s-a făcut până acum? Nu știu, dar îl vom face în acest mandat. Și bineînțeles, un lucru nou care a apărut în programul de guvernare, o strategie pentru instituțiile financiare bancare unde statul este acționar unic sau majoritar. Aici lucrurile, bineînțeles, înainte de a lua o decizie, strategia va fi prezentată public. Dar știți foarte bine că pentru în acest moment, aceste instituții, sau poate nu știți, aceste instituții nu sunt cele mai profitabile din piață, deși ar trebui să fie, dacă ne uităm la numărul de la active, la valoarea activelor, dar nu sunt printre cele mai profitabile. Noi vrem să facem în aceste instituții serioase, profitabile, care să aducă dividende la bugetul de stat. Până acum, dividendele au cam lipsit de la aceste instituții și e nevoie să avem aceste dividende. Mă opresc aici, domnule președinte, și aștept întrebările colegilor.